Odată cu intrarea în cursa de eliminare, Sabrina și Dima invocau că își doresc să părăsească competiția. Însă părerile altora erau contrare deciziei lor. Tu ai plecat de acasă, da. Ideea de a merge la această emisiune, ai spus așa: mama, dacă o să-mi găsesc pe cineva, vreau să fiți alături de mine în finală, să nu mă lăsați singură. Da. Acum, unde este finala? De ce voi nu vă mai doriți asta? Eu așa cred că grupurile astea care... sau susținătorii, sau cum să-i numezi, oamenii de acasă, mă rog. Cred că și ei și-ar dori pe cine o susținut să vadă în finală, clar, să-i... Clar, că pentru asta i-au susținut. Și atunci, tu cu atâta ușurință... Nu știu. Ceea ce faci acum nu e corect. De ce? Pentru că niște oameni au pus niște bănuți ca să fiți voi aici, ți-au pus gândurile lor în niște scrisori, au fost alături de tine când ai plâns, au fost alături de tine când ai râs. Aseară, în platoul Capricile Iubirii, Dima și Sabrina explicau mai bine dorințele lor pentru perioada următoare. N-aș zice neapărat un joc strategic, nu e un joc. Doamna, eu am zis... În primul rând, doamna Loredana știe de câte ori mi-a fost mie rău. Cred că mult mai bine decât toată lumea. De 20 de ori am spus eu că vreau să plec, iap, și ni s-a spus... Că e o strategie, că e o psihologie inversă, că de fapt noi nu vrem poate să plecăm. Poate fi, fiecare are dreptul nu, să... Nu, că de voi dreptul să spunem că nu e așa, normal. Mie îmi place. Cum spuneți dumneavoastră, să dea Dumnezeu candidate de 20 să fim acasă și să fim liniștiți. Atât am doresc și... Chiar îmi doresc din suflet. Să dea Dumnezeu să fie bine pentru voi, nu, să fim orice acasă. S-ar întâmpla. Da, da. Să fim acasă. Da. Asta vă doresc. Că bine o să fie cu siguranță între noi doi. Am demonstrat de 4 luni că între noi doi n-a existat o ceartă. Există respect, comunicare, încredere. Dima, și... Dima, care este senzația mea acum? Că ție ți-e frică de căsătorie, că nu ai vrea să faci pasul ăsta aici el și ți-ar fi foarte ușor să pleci acasă și să... Da, dar cum facem că eu am spus, iubire, dacă cumva simți că nu mai poți, eu o să mă sacrific pentru sănătatea ta și rămân eu aici dacă cumva e să iasă unul dintre noi. Și adică nu le mai vedem aseară, pe alea. La discuția de aseară l-am întrebat dacă eu aș mai putea, tu ai mai putea și el mi-a zis, eu mai duc. Eu duc psihic, dar și duc. Am zis pentru eu că nu. Eu duc, ea nu mai duce deloc. Dima își menținea atitudinea ambițioasă și își arăta spiritul victorios. În glorie plecăm, doamna Ana, în glorie. Ești supărat pe mine, îmi pare rău dacă ești supărat, Ana. Dima. Sincer, nu sunt supărat, dar vedeți lucrurile exact ca într-o competiție, doamna Ana, dumneavoastră. Deci le vedeți exact ca într-o competiție, doamna Ana. Cum? Adică, din punctul dumneavoastră de vedere... Eu așa vedeți? L-am văzut de când am intrat. Înseamnă că... Nu e... Zice, boiule. Pentru că poate n-am dreptate. O competiție adevărată are la final un trofeu. O competiție adevărată ține doar de tine. Mai nu boiule. E pentru mine. Dar și pentru echipă. Adică, cum să spui, depinde de formatul sportului sau a... E posibil ca eu să greșesc, dar eu am învățat în fotbal că strategiile astea le faci când ești... Eu pot să am o strategie, de exemplu, la box. Zic, bă, știu că ăla dă cu dreapta. Nu, știu că ăla dă cu dreapta și pot să mă feresc eu să-i dau. Asta poate să fie o strategie. Dar în competiție... Dar eu ce nu cred, că s-o ajuns până la o etapă, e munca voastră, și să zică, nu mă interesează bani. Doamna, deci pe rămânește, eu pot să zic ceva. Că ni s-a spus că nu ne respectăm susținătorii doar pentru faptul că vrem să plecăm. Da, pe rămânește, dacă cumva... N-are nicio legătură. Să zicem, da, și câștigăm, nu o să refuz banii, clar că-s bun și ne plac și... Păi asta vreau. Păi da, bani, nu mă fac pe mine, eu îi fac pe bani. Eu dacă pun banii pe primul loc, mai pierd tot. Bine. Oricum, nu despre asta era vorba, și nu despre nici bani, era mine. Vorba... Da, n-am zis că banul îi
numai pentru aia. Nu, am înțeles de la început și v-am spus că vă admir, că v-ați găsit unui palță, deja sunteți în câștig. Nu în câștig, suntem câștigători, despre asta este. Eu nu mai vreau să mai vorbesc despre asta, și pe bune, ori plec de aici, ori nu că plec eu, Sabrina, hai înapoi. Nu, vorbesc serios, nu mai vorbim despre asta. Nu, nu mai vorbesc. Nu vorbim despre asta. Mai a venit și doamna Loredana din nou, ca să ce? Ea a venit să întreb cum te simți. Rău, normal. Nu mai vreau să vorbim, vreau să vă zic atâta. 5 cupluri. Dacă eu sunt concentrat în capul meu și iertați-mă tot ce zic, să-l destabilizez pe altul, unde mai e concentrarea mea în cuplu? Antonio avea și el un punct de vedere legat de situația de cuplu Dima și Sabrina. Poți, când vine toată lumea la tine, să spună că nu procedezi corect, că susținătorii, că nu știu ce, că nu știu ce. Nu mai vorbi, că dacă, păi dacă vorbești... vin la mine, noi, ce nu vrei? Noi, da. De asta m-am și ridicat când eram jos să plec, că nu mai vreau să mai vorbesc. Pe bune, după ce, că și așa sunt leșinată. Atitudinea ta este... Atitudinea mea are coloană vertebrală și am coloană vertebrală și am coloană vertebrală și sunt demn și am demnitate. Mai un pic. Mai un pic. Bun? Mai un pic. Nu, crezi că mi se pare că nu mai ai zis nici zilele astea. Știu, știu. E că nu mă bucuram nici măcar că stau puțin. Am chinut să zic chestiile alea, ți-am zis. În loc să stau cu tine, să ne petrecem timpul frumos. Noi acum spunem că vrem să plecăm acasă, noi n-am mai zis că vrem să plecăm acasă, nu vezi? Când încerci să răspunzi cu o întrebare și să zici știi ce a fost. Cine m-a văzut, m-a văzut de câte ori mi-a fost rău, de câte ori mi-a picat părul din cap, de câte ori am luat tratamente și pastile. Că, asta încerc să zic, tu auzi despre ce vorbim acum. Deci tu îți dai seama cine m-a văzut, că tu spui că a ajuns să-ți pice părul din cap și cineva spune... Da, nu, că trebuie să stați în competiție, că nu faceți bine ce faceți. Ai. Ai. Tu știi ce? Bărbatul e lângă tine. Ce creier de bărbat e lângă tine și ce creier e și tu. Mai puțin. Mai puțin. Am zis că vreau să plecăm. Asta susțin, asta susținem și aia e. Da, ți-am zis, am susținut asta indiferent de ce mi-a zis mama, indiferent de ce mi-a zis doamna Loredana, indiferent de ce mi-a zis absolut oricine, deci despre ce vorbim. Antonio avea și el un punct de vedere legat de situația de cuplu Dima și Sabrina. Voi vreți să plecați acasă, nu știu eu, dacă aflam că plec acasă, cred că săream pe aici, pe sus. Nu e despre asta vorba, ascultă. Eu nu mă simt bine. Asta mi se pare și când vorbiți, ca și cum mi se pare că, gen, voi ziceți că vreți să plecați, dacă vorbiți de asta, pare că aveți un regret, eu nu înțeleg. Cu noi acolo, ca să înțelegi de ce vino cu noi acolo. De fiecare dată se aduce în discuții faptul că noi nu respectăm oamenii, că au investit în noi și că noi suntem așa, că nu luptăm până la sfârșit, că lumea vrea să ne vadă într-un anume că fel, ne că ne bat, că ne-am văzut cu saci în căruță și vrem să plecăm. Că, de asta nu, aici nu avem nicio treabă. Nu se simte bine. Că eu, de fapt, ce? Că până acum noi n-am zis că vrem să plecăm și acum, într-o dată, vrem să plecăm în contextul în care noi am zis de foarte multe ori că vrem să plecăm. Sunt genul de bărbat care lipsesc enorm de multe și am și zis în direct, nu e vorba că aici nu avem cu toate condițiile, le avem. De la paturi, tot confortul, înțelegi? Dar nu mă mai simt bine de când mă trezesc până noapte. Nu mă mai simt bine. Deloc. Atât eu, știu, dar cât și ea. Știu, tocmai asta e și știu cum erai și gen când ai aflat chestia asta, gen trebuia să, bă, plec acasă, mai e, așa tu știi că mai ai două eu luni. Eu mereu, nu? Zic mereu. Acum știți că mai aveți da, nu știi sigur 9 zile. Că pleci. Păi da, dar până atunci ai... Dacă eu aș ști să-mi garanteze cineva că eu plec vineri, jur, dacă aș probabil aș crede, dar nu știi sigur că pleci. Eu tot înțeleg pe cine sunteți voi supărați. Sincer, cum se pune problema? În general, da. În toată general. Lumea vine la noi să ne spună, inclusiv toată lumea, doamna Loredana, mama, invitații din platou de la Capri, toată lumea. Deci toată lumea ne-a spus că nu procedăm corect, că noi nu respectăm oamenii, ceea ce nu că a ne fost niciodată de vorba de așa ceva. Adică faptul că nu mă simt bine este una, faptul că eu... cred că sunt un copil cu bun simț și chiar respect pe toată lumea în general,
Nu cred că are legătură cu faptul că acum doresc să merg acasă. Acum fii atent, încercați să vă detașați de situația voastră. Da. Și înțeleg și dorința voastră de a merge acasă. Da, dacă, cum spuneți voi, toată lumea spune treaba asta, v-ați pus vreo clipă problema, lăsăm patetismul la o parte, mă, poate au dreptate? Da, m-am gândit și la asta. Sigur. M-am gândit și că dacă ar fi fost cineva în situația mea, aș fi dat probabil aceleași sfaturi. Chiar asta vorbeam cu Dima și de dimineață. Au fost persoane care au mai vrut zis pe aici că vor să plece și le-am zis, hai, nu te mai gândi, încearcă să-ți ieși din stare. Am dat probabil aceleași sfaturi și eu la un moment dat. Doar că în momentul ăsta eu nu mă simt bine, el încearcă să fie lângă mine, eu nu mă simt bine și pur și simplu am încercat să gândesc și așa. Hai să mă, doar că stai, explică, bine, de când te simți bine? De dinainte de task, cu vreo 2 zile, cam așa. Da, poate un context, poate de la alimentație, poate mănânci prost. Nu mănânc. Păi, poate de asta. Pentru că nu pot să mănânc. Ei, cum încearcă să mănânce nu ceva imediat? Nu pot să dorm. Vomită. Adică noi în loc să stăm zilele astea, să petrecem timp împreună, să, așa, el încerca să facă orice să pot să adorm. Nu puteam să adorm, mă întorceam de pe o parte pe alta, nu știu ce e cu mine. Nu sunt ok. Am încercat zilele astea să detensionez un pic atmosfera și să-i zic, gândește-te că o să fie bine și că mai avem un pic și să zicem că chiar așa o să fie, o să plecăm acasă. Și am auzit că mi-a spus ieri, îmi pare rău că mă vezi așa, că nu pot să mă bucur de astea 5 zile. Îmi pare rău că nu pot să fac nimic. Tu ai mai avut stări de asta? Poate aici e un episod depresiv, nu știu. În general, la casă. Am avut și în general, dar acum foarte mult timp și am mai avut și aici de vreo câteva ori, doamnelor. Da, la de acasă. A fost identificat cumva, tratat? Depinde cauza. Dacă era jobul, da, am schimbat jobul sau am schimbat da, am făcut o schimbare. Nu mi-a trecut așa pur și simplu. Am schimbat orașul, m-am mutat de 3 ori până acum, am făcut schimbări. Știu sigur că am greșit cu ceva și țin să-mi cer scuze. Eu când greșesc, ridic mâna. Exact cum ați spus și dumneavoastră, doamna Simona, am amplificat un pic asta cu starea de sănătate. Da, noi nu avem nicio boală. Da. Într-adevăr, nu se simte bine și ne dorim să ajungem acasă, chiar ne dorim. Dar am amplificat acea situație și nu trebuia. Pentru că sunt oameni care chiar au boli și se simt... Și noi am făcut ceva ce nu trebuia. Într-adevăr, am făcut asta din dorința de a ajunge acasă.